Președintele Partidului Democrat Liberal Gorj Dan Vâlceanu a reușit să atragă antipatia tuturor foștilor colegi din Partidul Social Democrat. Criticile nu au întârziat să apară din partea persoanelor aflate pe lista publicată ieri. Iulia Vână a declarat că nu se aștepta la acest gest, mai ales că au fost colegi de partid timp îndelungat. Nu pot să spun decât că din punctul meu de vedere sunt demne de tot disprețul, mai ales ele venind din partea unui fost coleg de-al nostru, respectiv în persoana domnului Dan Vâlceanu. Pot să vă spun că am fost profund dezamăgită de afirmațiile care au fost făcute, mai ales că cu regret vă spun, cu ani în urmă eu am fost una din persoanele care l-am susținut pe Dan Vâlceanu în momentul în când acesta era membru al PSD-ului împreună cu tatăl domniei sale și toate aceste declarații mi-au lăsat un gust amar. La fel de virulent a fost și vicepreședintele Consiliului Județean Ciprian Florescu, al cărui socru și soție se regăsesc pe listă ca fiind promovați politic. Învăț în această perioadă extrem de tulbure din punct de vedere politic să mă abțin din a face declarații care să mă trimită într-o lume atât de murdară așa cum este cea a reprezentanților Partidului Democrat Liberal, care au uitat probabil cât au pângărit oameni cu calități atunci când guvernau și și-au promovat beizadele și oameni fără valoare. În ceea ce privește pe liderii PNL, aceștia le amintesc democrat-liberalilor că practicile de acest gen sunt folosite de toate partidele aflate la guvernare și să se uite în urmă cu un an să vadă ce au făcut atunci când au fost la putere. Ideea mea este următoarea, să facem deosebire între funcțiile alese și funcțiile numite. Știți cum? Cred că este totuși prea mult mediatizat acest subiect, deși se știe că majoritatea partidelor au practicat aceste numiri politice sau aceste angajări. Pe lista publicată de liderii PDL se regăsesc Iulia Vână împreună cu soțul său, prefectul Claudiu Teodorescu, Alin Văcaru și Gabriel George, șefii de la Minprest, soția managerului CEO Laurențiu Ciurel, Bebe Ionică, Andrei Maioreanu, Dumitru Pârvulescu și se încheie cu fiul senatorului Toni Greblă.